Bine v-am găsit, dragi elevi! Vă invit la o lecție de științe în clasa a treia. Tema lecției de astăzi este Orizontul, elemente ale orizontului apropiat. Știți deja că pentru a vedea Pământul în întregime a fost creat modelul acestuia, globul pământesc, care are formă sferică. Pe suprafața lui sunt reprezentate continentele și apele planetei noastre. Să enumerăm elementele unui glob pământesc. Axa imaginară, polul nord, ecuatorul, polul sud. Fiți atenți! Ghici ghicitoarea mea! Unde sunt munți fără înălțimi și ape fără adâncimi? Adevărat, dragi copii, este harta. Întinzând coaja de portocală, ați observat că aceasta suferă schimbări. La fel se întâmplă și cu imaginea globului pământesc. Transpusă pe hârtie, suprafața uscatului este redată mai puțin exact. Deci, harta este reprezentarea prin desen a suprafeței pământului sau a unei părți a acestuia, care este micșorată de mii și sute de mii de ori. Pe hartă putem reda întreaga suprafață a Pământului sau o parte a acestuia, orientându-ne după punctele cardinale. Să ne reamintim care sunt elementele unei hărți. Titlul hărții potrivit scopul acesteia. Scara indică de câte ori au fost micșorate dimensiunile reale ale suprafeței Pământului și legenda, care cuprinde anumite semne și culori pe care oamenii le folosesc de regulă întotdeauna și pretutindeni la fel. Primele hărți au fost făcute pe tăblițe de lut în 2300 înaintea lui Hristos, în Mesopotamia. Când s-a dezvoltat comerțul, negustorii aveau nevoie să-și vândă marfa în locurile unde aceasta nu se găsea. La început, ei se orientau după niște hărți simple. Astăzi, datorită dezvoltării științei, dispunem de hărți complexe și exacte. Persoanele care fac hărți se numesc cartografi. Hărțile se folosesc și la construcția de orașe, sate, uzine, căi ferate, șosele, tuneluri. Știți deja că există și hărți ale comorilor ascunse. Căutați în internet și sunt sigură că veți găsi. În continuare, vă invit să descoperim ce este linia orizontului? Linia imaginară de jur împrejurul nostru, unde ni se pare că cerul atinge pământul, se numește linia orizontului sau zare. Parte de cer și de pământ pe care o cuprindem cu privirea până la linia orizontului se numește orizont. Orizontul și linia orizontului se modifică în funcție de locul în care se află cel care observă și de înălțimea acestui loc. Dacă privim dintr-un loc înalt, orizontul pe care îl vedem este mai întins. Fiți atenți la aceste noțiuni, deoarece la final veți răspunde la unele întrebări. Dacă privim dintr-o vale,
linia orizontului este foarte aproape. Orizontul, privit dintre clădiri înalte, pare foarte aproape. Soarele răsare în fiecare zi din aceeași parte a orizontului. Partea orizontului, dinspre care răsare zilnic soarele, se numește răsărit sau est. Pe hartă, continentele și apele sunt micșorate, de aceea ele sunt orientate după punctele cardinale. Și primul punct pe care îl învățăm astăzi este, ați observat, estul. Observați un răsărit de soare. Partea orizontului înspre care apune zilnic soarele se numește apus sau vest. Un apus de soare de la răsărit până la amiază. Soarele se înalță treptat până ajunge în punctul cel mai înalt, deasupra liniei orizontului. Acea parte de orizont se numește miază zi sau sud. Partea de orizont opusă soarelui la amiază se numește miază noapte sau nord. Fiți atenți, cuvântul miază zi sau miază noapte este un cuvânt compus și se scrie împreună. Deci, care sunt punctele cardinale? Ați observat. Nord, sud, vest, est. Roza vânturilor sau punctele cardinale și intercardinale le observați în imagine. Cum fixăm punctele cardinale pe tablă, pe hartă sau pe caiet? Nordul se fixează întotdeauna în partea de sus a tablei, a hărții sau a caietului. Sudul în partea de jos, estul la dreapta, iar vestul la stânga. Un instrument important inventat de oameni pentru a se orienta mai ușor este busola, deci mijlocul de orientare în orizontul apropiat este busola. Cu ajutorul ei se stabilește unde este nordul. Acesta este indicat de acul colorat cu roșu sau negru sau care are vârful săgeții. Care sunt mijloacele de orientare în natură? Nordul mai poate fi stabilit și după poziția soarelui, după mușchiul copacilor, care crește înspre partea nordică, observați în imagine, partea umedă a mușuroaielor de cârtițe sau furnici, deci este partea nordică. Inelele anuale de creștere observate la trunchiurile de copaci tăiați sunt mai îndepărtate inele de a unele de altele în partea dinspre sud a trunchiului. La copacii izolați sau la cei de marginea pădurilor, ramurile și frunzele sunt mai dese înspre sud. Mușchii acoperă stâncile și pietrele mari pe partea de nord a lor. Zăpada se menține timp mai îndelungat în partea de nord a clădirilor și a pomilor. În continuare, alegeți varianta corectă de răspuns. Orizontul este o porțiune de cer, o suprafață de pământ, tot ce cuprinde privirea noastră până la linia orizontului. Sunt sigură că ați ales varianta corectă. Când suntem pe un loc mai înalt, deal sau munte, putem atinge linia orizontului? Da sau nu?
Când suntem în afara localității, linia orizontului pare mai aproape sau mai departe. Linia orizontului se mai numește zare sau mare. Obiectele care sunt mai departe de noi față de obiectele mai apropiate se văd mai clar, mai neclar. Nu putem vedea linia orizontului în zilele cu soare sau cu ceață. Busola este un instrument cu ajutorul căruia se stabilește estul, vestul, nordul, sudul. Felicitări, dragi copii! Sunt sigură că v-ați descurcat excelent. Repetați, vă rog, tema studiată și, în continuare, vă doresc o zi deosebită. Pe curând!